și puterea Duhului Sfânt. Amin. Am stat și m-am uitat la soba aceasta care avem în biserică. Ea atâta se luptă în sine să poată să combată frigul acesta, să ajungă la temperatura care e stabilită. Și ea se luptă pentru o flacără mai mare sau mai mică să ajungă la temperatura ei. Se luptă mereu. Și așa ar trebui și noi să ne luptăm și noi cu păcatul care este în noi. Atâta trebuie să ne luptăm de mult până ce păcatul dispare din viața noastră. Dar de multe ori putem birui, de multe ori ne biruiește. Și dorim în toată inima să fim într-o permanentă, în permanentă dorință de a combate păcatul acesta de noi. De a evacua din mintea noastră, din gândirea noastră și din inima noastră. Și Dumnezeu să ne dea putere. Dumnezeu să ne dea putere și să spunem, Doamne, îți mulțumesc. Și Dumnezeu ne dă putere, dar noi să ne încredem în Dumnezeu. Și spune Psalmul 40, împusese nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine și m-a scos de, și mi-a ascultat strigătele. Când îți pui nădejdea în Dumnezeu, Dumnezeu îți poate da biruința aceasta și puterea aceasta să poată, să poți să fie eliberat de tot ceea ce este în tine, de tot ceea ce te stăpânește și de tot ceea ce mă stăpânește. Când îți pui nădejdea în Dumnezeu, când îți pui nădejdea în alte lucruri, în alți oameni, nu poți să fii un om eliberat, un om care să fie un om sincer înaintea lui Dumnezeu și un om care să fie un doritor de a-L căuta pe Dumnezeu mai mult. Doresc din toată inima să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ne ascultă. Dumnezeu este Cel care ne binecuvintează și doresc din toată inima să vorbesc în dimineața aceasta câteva gânduri sau câteva gânduri, pentru că suntem la un început de an și dorim de toată inima ca începutul acestui de an să-L binecuvântăm mai mult pe Dumnezeu. Că binecuvântându-L pe Dumnezeu, căpătăm binecuvântările lui Dumnezeu, vin peste noi, peste casa noastră și peste familia noastră. Noi, de fiecare dată, noi dorim din partea lui Dumnezeu binecuvântări. Dar doresc din toată inima să spunem, Doamne, Te binecuvintez și Te laud pentru că m-ai ajutat să pot să trec dintr-un an în altul cu bine, sănătos, voios și să mulțumesc din toată inima, Doamne, și să merită să Te laud și să Te binecuvintez. Doresc din toată inima ca la început de an să fie în gura noastră binecuvântările lui Dumnezeu. Să fie în gura noastră mulțumirile lui Dumnezeu, la adresa lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că Ce m-ai ajutat să pot să Te laud. M-ai ajutat să fiu sănătos, m-ai ajutat să fiu într-un loc acesta și să Te laud. Și doresc din toată inima să-L binecuvântăm pe Dumnezeu mai mult. Spune cuvântul Domnului în Psalmul 67, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Dar oare noi cum stăm față de Dumnezeu? Noi vrem ca Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, dar noi cum stăm, cum ne raportăm la Dumnezeu și cum stăm noi față de Dumnezeu? Stăm lângă Dumnezeu? Ascultăm de Dumnezeu? Facem ceea ce ne spune Dumnezeu? Trăim noi lucrările lui Dumnezeu? Noi atâta doar. Dumnezeu să aibă milă de noi, Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să fie cu noi. Dar noi cum stăm cu Dumnezeu? Noi cum stăm cu Dumnezeu? Și trebuie să ne gândim foarte bine la lucrul acesta. Dumnezeu să aibă milă de noi, dar noi cum stăm cu timpul față de Dumnezeu? Cum stăm noi cu tot ceea ce avem în noi față de Dumnezeu? Noi așteptăm milă, noi așteptăm îndurare, așteptăm dragoste din partea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu, dar noi ce facem pentru Dumnezeu? Și doresc în toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ca să se cunoască pe pământ calea Ta și printre toate neamurile mântuirea Ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ca să se cunoască pe pământ. Ca să se cunoască pe pământ. Noi, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, cei din jurul nostru vor cunoaște că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Nu copii de formă sau tăgăduind de puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim niște copii de al lui Dumnezeu autentici. Noi trebuie să fim niște oameni de la Dumnezeu cu frică și cu teamă să fim de Dumnezeu. Ca cei din jurul nostru să vadă cu adevărat, într-adevăr, omul acesta este omul lui Dumnezeu. Da. Într-adevăr, copilul acesta este copilul lui Dumnezeu. Și noi asta trebuie să facem. Trebuie să se facă ca să se cunoască printre oameni că noi suntem copilul lui Dumnezeu. Că noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Nu suntem niște pocăiți de formă. Nu suntem niște pocăiți care avem doar un nume și atât. Sau au fost cândva. Noi trebuie să fim niște copii autentici, permanent. Permanent. Și Domnul să ne binecuvânteze. Spune mai departe și printre neamuri, mântuirea Ta. Te lăudăm, te laudă popoarele Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Noi ce facem? Îl lăudăm pe Dumnezeu. Da. Îl glorificăm pe Dumnezeu. Îl slăvim pe Dumnezeu. Pentru că El
Noi ne lăudăm cu Dumnezeul nostru, dar Dumnezeu se laudă cu noi. Dumnezeu a regăsit un moment în viața noastră când se laudă cu noi. Am văzut pe Sfântul Sfântului că Dumnezeu se laudă cu oameni, dar cu noi se laudă Dumnezeu. Și doresc din toată inima ca să spune, Doamne, dacă nu ai putut să te lauzi cu mine, ajută-mă de acum încolo, în 2017, nu să luăm juruințe, să nu ne îndeplinim, să avem dorințe pe inima noastră, să spunem, Doamne, am o dorință arzătoare, ca anul acesta să pot, să încerc să te slujesc mai mult. Dar nu pot eu, pentru că eu sunt prea slab. Te rog, toată inima, dă putere tu. Pentru că atunci când îți dă putere Dumnezeu, poți să stai înaintea păcatului, poți să combați păcatul. Dacă nu ești îmbrăcat cu putere sau nu sunt îmbrăcat cu putere din partea lui Dumnezeu, atunci nu mai putem combate niciun păcat în viața noastră. Dar să rugăm pe Dumnezeu să spunem, Doamne, dă din puterea ta. Dă din puterea ta și ajută-mă. Și dorește toată inima să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Pentru că așa am spus, să-L binecuvântăm cât mai mult pe Dumnezeu. Să-L binecuvântăm, că merită. Psalmul 103 spune cuvântul Domnului, binecuvântează suflet pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. Tot ce este în mine, tot ce este, Doamne, cu totul ceea ce mi-ai dat, ajută-mă să te binecuvântez. Să te binecuvântez și să-ți laud numele tot cel mare. Binecuvântează suflet pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Am mai citit versetul acesta și mai citesc. Doresc din toată inima să binecuvinteze sufletul nostru pe Dumnezeu. Și să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Să nu uităm niciuna din ceea ce ne-a făcut Dumnezeu în anul care a trecut. Să nu uităm niciuna din binefacerile Lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu a intervenit în familia noastră. Să nu uităm că Dumnezeu ne-a dat pâine, ne-a dat îmbrăcăminte, ne-a dat un loc de muncă, am lucrat. Și toate acestea vin din partea Lui Dumnezeu. Într-adevăr, Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu lucrează prin oameni. Dar să nu uităm. Să spunem, Doamne, nu voi uita. Când voi trăi pe modul acesta, pentru că Tu m-ai binecuvântat. Numai prin Tine am putut să ajung ceea ce am. Am ceea ce am. Numai Tu ești cel care m-ai binecuvântat. Și te rog din toată inima, ajută-mă ca în anul acesta și restul vieții când voi trăi pe modul acesta, să nu uit din ceea ce Tu mi-ai dat. Din ceea ce Tu mi-ai făcut. Că m-ai scos din groapa morții, m-ai adus la viață, mi-ai dat binecuvântare, mi-ai dat îmbrăcăminte, mi-ai dat hrană, mi-ai dat casă, mi-ai dat totul care eu nu meritam. Dar Tu ești cel care prin Tine a meritat lucrurile acestea. Și doresc din toată inima să stăm cât mai mult la dispoziția lui Dumnezeu și El este cel care ne binecuvântează. Să nu uităm niciuna din binefacerile Lui. Să nu uităm, fraților. Pentru că dacă vom uita din binefacerile Lui Dumnezeu, atunci și Dumnezeu se depărtează de la noi. Treptat, treptat. Noi ne depărtăm de Dumnezeu și Dumnezeu se depărtează de noi pentru că intervine ceva în viața noastră, intervine ceva care nu îi place lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu nu poate să-și mai ducă scopul Lui și planul Lui la îndeplinire, pentru că noi dorim multe binecuvântări de partea lui Dumnezeu, dar depinde de noi. Depinde cum stăm noi. Cum stăm noi și cum ne înfățișăm noi înaintea lui Dumnezeu. Și atunci El este cel care ne binecuvântează. Și un alt psalm al lui Dumnezeu spune cuvântul Domnului 134. Iată binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului, care stați noaptea în casa Domnului. Nu ai putea să-L binecuvântezi pe Dumnezeu la un loc, așa cum spune acolo, un loc care nu este potrivit pe scaunul celor răi, nu poți să-L binecuvântezi și să-L lauzi pe Dumnezeu. Numai în casa Domnului, așa spune, în casa Domnului, dească Domnul. Și Dumnezeu, dacă ne-a ajutat să fim într-un loc acesta, se merită să-L binecuvântezi pe Dumnezeu. Nu poți să-L binecuvântezi pe Dumnezeu când ești într-un loc unde chemi alt Dumnezeu. N-ai cum să-L binecuvântezi pe Dumnezeu dacă mergi în locuri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și binecuvântul pe Dumnezeu este atunci când ți-e teamă de Dumnezeu, când ți-e frică și te depărtezi de păcat, atunci tu poți să spui, Doamne, te binecuvântezi pe Tine pentru că Tu ești Dumnezeul meu. Tu ești împăratul meu și se merită ca să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Așa spune cuvântul Domnului. Ridicați mâinile spre Sfântul Locaș și cântați pe Domnul. Domnul Dumnezeu nostru să ne ajute. Să-i spunem, Doamne, în numele Tău mă ridic. În numele Tău te slăvesc. În numele Tău vin să aduc o jertfă plăcută la adresa Ta. Doresc din toată inima, ca ori de câte ori ne ridicăm în numele Domnului, să spunem, Doamne, nu sunt vrednic, dar Te rog din toată inima, dă putere și ajută-mă să mă curățesc, să mă sfințesc și ajută-mă să pot să stau alături de Tine și Domnul să ne binecuvânteze. Domnul să ne binecuvânteze din Sion, El care a făcut cerul și pământul. Dumnezeu să ne binecuvânteze. El ne binecuvântează. El ne ajută. El ne întărește. El ne vindecă toate boalele noastre. El ascultă toate rugăciunile noastre. El ascultă toate nevoile noastre. Și doresc din toată inima să Îl binecuvântăm pe Dumnezeu. Să-I spunem, Doamne, să mulțumesc din toată inima. Pentru că prin Tine și în Tine este binecuvântarea. Doamne, dă-ne putere să putem înțelege lucrul acesta. Și în anul acesta să spun, Doamne,
Binecuvântat să fie numele Tău cel Sfânt, pentru că Tu m-ai binecuvântat pe mine și Dumnezeu să ne întărească. El care a făcut, spre cuvântul Domnului, cerul și pământul. Domnul să ne binecuvânteze. El care a făcut cerul și pământul. El este Cel care poate binecuvânta. El este Cel care te poate binecuvânta. Și Dumnezeu să ne întărească și Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Și un alt psalm al lui Dumnezeu, 144, spre cuvântul Domnului. Binecuvântat să fie Domnul stânca mea. Stânca mea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dumnezeu este stâncă pentru noi. Dumnezeu este Cel care ne așează pe stâncă. Dumnezeu este Cel care ne întărește. Și Domnul să spunem în noi, Doamne Dumnezeule, binecuvântat să fie numele Tău cel Sfânt, pentru că Tu ești Cel care mi-a așezat pe un loc care vrăjmașul nu poate să mă clatine. Vrăjmașul nu poate să mă doboare. Tu ești Cel care mi-a așezat. Tu ești Cel care ai așezat locul cel mai potrivit pentru mine, pentru familia mea, pentru locul în care mă învin înaintea Ta. Și Domnul să ne întărească. Spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu, care mi-e depinde mâinile la luptă, degetele la bătălie. Binefăcătorul meu și cetățuia mea. Domnul să ne întărească. Dumnezeu este Cel care să fie o cetățuie pentru noi. Dumnezeu este Cel care să fie un loc de adăpost pentru noi. Și Dumnezeu să ne întărească și să spune, Doamne, ajută-mă să mă duc la locul cel mai potrivit. Nu să mă duc la alte lucruri care nu sunt potrivite, să mă duc la locul cel mai potrivit și cel mai binecuvântat de Tine, Doamne. Și Dumnezeu să ne întărească. Și un alt cuvânt al lui Dumnezeu spune în versetul, în Psalmul 145, Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. Te voi înălța. Oare noi în momentul acesta, în vremea aceasta, cum îl înălțăm noi pe Dumnezeu? Cum stăm noi lângă Dumnezeu? Oare ne teme de Dumnezeu sau nu ne teme de Dumnezeu? Oare ne este rușine cu Dumnezeul nostru sau nu ne este rușine cu Dumnezeul nostru? Mulți oameni, în vremurile acestea, le este rușine cu Dumnezeul lor. Le este rușine cu Dumnezeul lor care a lucrat în familia lor, care Dumnezeu i-a binecuvântat și acum le este rușine cu Dumnezeul lor și nu mai fac deosebirea aceasta între pocăiți și nepocăiți. Nu mai fac deosebirea aceasta pentru că nu mai au nimic de Dumnezeu. Și doresc în toată inima ca noi, cei de locul acesta, să spunem, Doamne, ajută-mă să stau lângă Tine. Ajută-mă, Doamne, să te binecuvintez. Ajută-mă, Doamne, să-ți proslăvesc numele Tău ce sunt. Și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci, să binecuvântăm numele Domnului în veci de veci, pentru că Dumnezeu este mare și Dumnezeu este Cel care ne ajută. Numai prin El, numai cu El, vom avea binecuvântările lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. În fiecare zi, a citit și fratele Daniel Cornea, din psalmul acesta, în fiecare zi te voi binecuvânta. În fiecare zi te voi binecuvânta și mă uit la mulți. Nu mai binecuvântează pe Dumnezeu. Luni, ani sunt care nu-i mai vezi. Nu-i mai vezi să binecuvânteze numele Domnului, nu-i mai vezi să laude pe Dumnezeu și s-au îndepărtat de Dumnezeu. S-au dus în plăcerile acestor lumi. Pentru că nu-i mai place cu Dumnezeu. Ei cred că au putere, ei cred că au lucruri care le pot stăpâni, dar să nu uităm că toate aceste lucruri care le avem, le avem datorită lui Dumnezeu. Da. Și Domnul să ne binecuvânteze, să nu uităm lucrul acesta și nu mai caută pe Dumnezeu. Nu mai caută pe Dumnezeu și nu vor să mai stea lângă Dumnezeu. S-au îndepărtat de Dumnezeu. Sunt foarte mulți oameni care s-au curat, au cunoscut minunile lui Dumnezeu, au avut din binecuvântările lui Dumnezeu. Și acum, chiar spune cineva cu un timp în urmă, pentru că nu mai simte nimica, nu mai are, nu mai s-a spulberat tot absolut, nu mai are nicio binecuvântare. Dar el nu și-a pus întrebare pentru că nu mai este lângă Dumnezeu. Și într-adevăr nu mai este lângă Dumnezeu. S-a depărtat de Dumnezeu. Și doresc în toată inima ca Dumnezeu să ne lumineze și să spunem, în fiecare zi te voi binecuvânta Dumnezeule. În fiecare zi să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Să nu uităm. În fiecare dimineață să spunem, Doamne, te binecuvântez pentru că m-ai ajutat să mă trezesc. Sunt sănătos, sunt voios, sunt în familie și te binecuvântez pe Tine. Mare este Domnul, spre cuvântul Domnului, și foarte vrednic de laudă. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă. Oare ne mai lăudăm noi cu Dumnezeul nostru? Sau ne este frică? Sau ne este rușine să ne lăudăm cu Dumnezeu? Sau ne este rușine să spunem că suntem creștini? Că avem un nume de creștini sau de pocăiți? Doamne Dumnezeule, binecuvântează-ne și dă-ne putere să te lăudăm. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale. Doamne, ajută-ne să ne putem lăuda cu lucrările Tale, să ne putem lăuda cu biruința care Dumnezeu ne-a dat în familie, să ne putem lăuda cu tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu, cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a salvat de la moarte. Multe accidente s-ar fi putut întâmpla familia noastră sau cu fiecare personal. Haideți să ne lăudăm cu ceea ce a făcut Dumnezeu. Nu este un lucru urât să ne lăudăm cu lucrările lui Dumnezeu.
cu tot ceea ce ne-a binecuvântat Dumnezeu, cu tot ceea ce ne-a salvat Dumnezeu, cu tot ceea ce ne-a